Salutare! Bine ai revenit pentru un nou clip astăzi pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre prețurile la materialele de construcții în 2021. După cum bine știm cu toții, care suntem interesați de construcții, prețurile la materialele de construcții în 2021 au escaladat destul de puternic, ba chiar în anume situații s-au dublat sau chiar triplat. Hai să vedem cum ne afectează asta pentru un proiect sau pentru planurile pe care le aveți pentru a vă face o casă. Mai merită oare în 2021 să mai începi un proiect sau mai stăm, așteptăm, să vedem ce s-a întâmplat sau unde și care dintre materiale au fost cel mai grav afectate. Înainte de a începe, am să-ți aduc aminte de cele două butoane, și anume butonul de subscribe și butonul de like. Apasă cu încredere butonul de like, pentru că asta o să mă ajute foarte mult, și dacă apeși și clopoțelul de lângă butonul de subscribe, o să fii notificat atunci când apar materiale video noi. Bun, să revenim la prețurile pentru materialele de construcții. Păi, în pandemie, majoritatea producătorilor, nu pot să zic că au oprit cu totul procesul de fabricare a unor materiale de construcții, însă au încetinit cumva motoarele. Încetinind motoarele de fabricare pentru metal, pentru cărămidă, pentru, mă rog, polistiren sau mai știu eu ce, toate resursele s-au bazat foarte mult pe stocuri. Niciun producător nu știa în ce direcție o să evoluăm cu această pandemie și în felul acesta a lăsat puțin mai jos producția. Ideea este că pandemia cumva ușor-ușor ne-a readus pe un făgaș de normalitate, aproape jumătate de an de când începem să ne recâștigăm drepturile și libertățile, însă cu toate astea producătorii nu au reușit să refacă stocuri care s-au consumat chiar și pe perioada pandemiei, pentru că construcțiile, șantierele, au funcționat chiar și în perioada pandemiei, dar și după. Este de înțeles pentru un producător să nu mai producă la capacitate maximă din două considerente. Unu, de a nu rămâne cu materiale pe stoc, cum ar fi o potențială criză, și doi, din lipsa personalului, pentru că în perioada de pandemie personalul a fost redus și s-a lucrat cu personalul esențial. În felul acesta, producția a fost cumva limitată. Ideea este că odată cu revenirea la normal, piața, care o putem denumi cererea, au început să activeze proiecte sau idei, ba mai mult, dorința de a pleca de la apartament, la casă sau la imobile de tip duplex, au accelerat și mai tare cererea în piață. În felul acesta s-au apelat foarte rapid la stocuri. Stocurile din depozite nu puteau fi blocate și au vândut, doar că producția sau relansarea producției nu s-a putut face în același pas, în tandem cu viteza de vânzare. Drept urmare, în momentul ăsta există o cerere mai mare decât oferta. De asta, prețurile la multe materiale au crescut instant, aproape de la o lună la alta, poate chiar de la o zi la alta, unele chiar s-au dublat. Pentru asta, va mai fi nevoie de o perioadă de timp până producția va recăpăta viteza ei inițială pe care o avea acum 2 ani de zile, pentru a realimenta stocurile. În acest moment, mulți dintre producătorii de materiale de construcții, materiale prime, sunt la capacitate maximă pentru că ei produc în continuare și au redat fabricilor capacitatea maximă și trebuie să producă și pentru stocuri, dar și pentru cererea din piață, cererea activă. Așa că ce vreau să spun este că trebuie să înțelegi de ce prețul acesta a escaladat așa deodată. Cu toate astea, s-ar putea să fie nevoie de un pic de răbdare, un pic de timp, posibil cam un an de zile, ceva de genul ăsta, ca prețurile să revină ușor-ușor la normal. Această revenire la normal se poate lua în calcul doar dacă nu intervine o criză economică sau dacă nu intervine o altă problemă de natură economică. Dacă lucrurile se desfășoară pe făgașul normal, așa cum se desfășurau și înainte de pandemie, atunci posibil să revină cam într-un an de zile la normal. Cu toate astea, hai să vedem care dintre materiale sau cât de tare au fost afectate materialele de construcții. Am luat prețurile de pe bursa construcțiilor și am făcut cumva un comparativ între prețurile la materiale de construcții 2020 cu 2021. Sunt prețurile cumva de bază
fără a fi identificate cu un lanț de magazine sau cu un comerciant anume. Este o cotă medie de piață, este de fapt o medie a prețurilor pentru fiecare material, atât în 2020 cât și pentru 2021 până la luna iunie. Este un comparativ între iunie 2020 și iunie 2021. Începem cu materialele de bază și anume partea de metal. Avem în partea stângă, avem oțel din oțel beton neted OB37 și avem un preț de referință pentru, luăm bara de 6, 3,65 pe kilogram. În momentul ăsta, în 2021, prețul este de 4,78, adică a fost mărit cu 1,13, un procent de 31% aproape. Și este o creștere semnificativă pentru un material care se consumă într-o cantitate destul de mare la orice construcție. La fel avem și pentru oțel beton striat, creșterea medie între 31-50%, avem chiar și 70% la fierul beton la colac. La fel, pentru profile laminate, la 2020 iunie aveam pentru un profil laminat un preț de bază de 4 lei pe kilogram, acum avem 5,71, deci creșterea este cu 41%, 1,67 pe kilogram, destul de mult, un preț semnificativ, pentru că aici vorbim despre materiale de bază care sunt consumate în cantități foarte mari și asta înseamnă cheltuială suplimentară, un cost suplimentar. La fel, la cornier laminat aveam în 2020 5,50 și acum avem 7,30 pe metru liniar, o creștere de 1,80, 32%, 33%, la bară de 6 metri liniare avem de la 25 la 38, ceea ce înseamnă 50%, sau uite, avem, spre exemplu, o bară de 6 metri, de 60 cu 60 și cu 6 grosime. În 2020 aveam un preț de 117 lei pe bucată și acum 231. Asta înseamnă 97% diferență de preț, deci s-a dublat aproape. Oțel pătrat la bară de 6 metri liniari, 13,50, acum este 16,70, cel de 8x8. 23%, după aceea totul începe să crească, media ar fi cam de 30-33%. Panourile de garduri, panourile de garduri bordurate. Dacă ne uităm la dimensiunile de panouri, o să le vedem pe cele mai uzuale. Spre exemplu, unul dintre cele mai folosite ca și dimensiuni este cel de 2x2,50, dar și cel de 1,7x2,50. Cel de 2x2,50 avea un preț de 72, acum are 89, deci o creștere de 23%, dar cel de 1,70x2,50 are o creștere de 41% față de 2020, destul de mult. Plasa sudată, cea de 4 mm cu ochiuri de 100x100, în 2020 avea 58 de lei per bucată și acum o găsim cu 64-65, o creștere de 11%. La țevi. Țevile sunt foarte utilizate și ele într-o construcție și sunt necesare. Avem o creștere în medie de 28%, cam așa, și destul de mult și aici, pentru că la fel e vorba de cantitate foarte mare. Țeava rectangulară, care iarăși este foarte folosită și pe șantier, dar și în construcții finale. De exemplu, dacă vorbim despre construcții de hale sau construcții pe structură metalică, se consumă foarte multă țeavă rectangulară de diferite dimensiuni și avem creșteri și de 130%, spre exemplu, țeava rectangulară de 60 cu 40 cu 2 grosime, de la cât era ea în 2020, 11,40 lei pe metru liniar, acum o avem la 26, o creștere de 130%. Este enorm de mult în condițiile în care, dacă ne gândim la o clădire, la o construcție pe structură metalică, se consumă foarte mult, foarte multă țeavă de genul acesta. Iarăși, țeava rectangulară la 6 metri e o dimensiune stas și iarăși este cea mai căutată și cea mai folosită pentru construcțiile pe structură metalică, avem creșterile cele mai mari, 135% în anumite, cea de 15 pe 15 cu 1,5 grosime. Foarte, foarte mult. E o diferență de preț enormă de la 2020 la 2021. Uite, un material care s-a scumpit
efectiv de la o zi la alta, adică a fost până acum vreo două săptămâni la un preț relativ decent și la care nu te-ai gândi că ar fi putut suferi o astfel de creștere de preț, OSB-ul. OSB-ul, la fel, e un material care se consumă foarte mult pe perioada șantierului, dar mai ales acum, în ultima perioadă, a fost folosit și în alte domenii, spre exemplu, placarea mansardelor, mă rog, tot felul de chestii de genul acesta. Asta înseamnă că cererea a făcut cumva să accelereze prețul său. Nu știu dacă e tocmai realist să crește atât de mult prețul, precum până la 153% la o placă de OSB de 8, care o luam cu 35 de lei în 2020 pe bucată, acum costă 90 de lei, o creștere cu 54 de lei. Sau, nu știu, o placă de OSB de 22, în iunie 2020 era 93 și 25 de bani, acum este 232 și 37 de bani. O creștere cu 139 de lei, 149% este enorm, e foarte, foarte mult. Mai ales dacă folosești acest material pentru perioada de execuție, de șantier, în care nu mai poți să mai faci altceva cu el după aceea. Spre exemplu, la cofraje. Dacă l-ai folosit la cofraje, e de unică folosință. Foarte, foarte scump. Placajul Tego, la fel, de la 152 bucata la 197, 29%. O creștere de 45 de lei foarte mare. Grinzile de lemn s-au scumpit și ele. Spre exemplu, o grindă de 8x8 cu de 3 metri lungime avea un preț de 16,26 pe bucată. În momentul ăsta s-a scumpit cu 6 lei, 37%. La fel și grinda de 8x8 cu 6, o luam cu 36,28, acum costă 46,79, 10 lei peste, asta înseamnă 28%. Prețurile la zidărie, spre exemplu la zidăria Itong. Cred că este unul dintre puținele materiale care au beneficiat de o creștere destul de mică pentru că au avut capacitatea de a face stocuri foarte mari și fabrica lor a mers aproape non-stop și în perioada pandemiei. Chiar dacă a mers la capacitate mai redusă, au putut să aprovizioneze stocurile destul de bine și procesul de fabricare este unul destul de automatizat, adică au cele mai noi tehnologii și asta îi ajută foarte mult să aibă o optimizare foarte bună și să livreze într-un timp foarte scurt către depozite sau către marile lanțuri de magazine. De asta, cumva, creșterea de preț este foarte mică. Cărămida Porotherm este deja foarte vândută, foarte căutată peste tot, există stocuri și au avut la fel capacitate să producă destul de bine și să aprovizioneze foarte rapid depozitele. Termoizolația. Dacă ne uităm la polistirenul expandat, de la 49 de lei cât era un box în 2020, acum e 65, o creștere de 33%. Destul de mult, pentru că procesul în sine nu s-a schimbat cu nimic. Materia care este utilizată pentru producție nu s-a scumpit foarte mult, însă este cererea foarte mare și accelerată, astfel încât cumva ca să poți să sporești producția trebuie să crești prețurile. Chiar și accesoriile pentru construcții, precum cuie, sârmă zincată, și astea au suferit scumpiri de prețuri. Asta pentru că sunt tot pe baza metalului care este cel mai greu de procesat, pentru că trece printr-un proces destul de amplu, de la extragere până la producție, și asta generează niște costuri foarte mari. Dacă producția a fost odată încetinită, pentru repornirea ei costurile sunt enorme, foarte mari și necesită și foarte mult timp. La fel, pentru acoperișuri, tabla a suferit și ea o creștere de preț semnificativă, 54%-60%, pentru că având la bază tot metalul, atât timp cât resursa a scăzut, materialul a prins o altă valoare, plus că la tablă există și o postprocesare destul de complexă. Dacă ne referim la materiale din gama lianților, precum Ipsos, adeziv, glet, multibat,
acestea nu au suferit o creștere foarte, foarte mare de preț, pentru că aici au existat stocuri din timp foarte mari și faza de amenajări interioare masivă încă nu a ajuns, pentru că momentan doar s-au început foarte multe construcții. Este posibil ca într-un an de zile gama aceasta să se scumpească foarte mult, pentru că vor ajunge multe construcții care acum sunt în fază incipientă, care sunt la roșu, vor ajunge în partea de amenajare interioară și iarăși va fi o cerere foarte mare deodată. Cam asta ar fi evoluția prețurilor. Justificarea ar fi cumva din cauza pandemiei și din cauza opririi de producție. Acum, cel mai bine ar fi să faci o evaluare a prețurilor și o evaluare a priorităților, astfel încât să-ți dai singur seama dacă merită să acționezi acum sau dacă mai aștepți puțin. E posibil că dacă mai aștepți puțin, s-ar putea să se mai calmeze puțin această cerere. De exemplu, cei care au început construcții vor da înainte oricum ar fi, pentru că trebuie să le termini, nu poți să rămâi așa. Această amânare poate fi posibilă doar pentru cei care nu au început încă un proiect, nu au început încă o construcție, dacă cumva mai poți să ai un pic de răbdare. Trebuie să înțelegi că este cererea foarte mare deodată. Fiind cererea foarte mare deodată, nu poți să readuci toate stocurile din peste noapte, repornind producția tot așa de la o zi la alta. Este nevoie de timp, mai ales că extragerea metalului și prelucrarea sa și toată cererea din piață durează puțin și asta influențează toate celelalte game de producție. Spune-mi în comentarii care sunt planurile tale pentru a construi în 2021. Crezi că această creștere a prețurilor te va împiedica sau îți va bloca cumva proiectul? Ce faci în situația asta? Mai aștepți sau continui? Tu ce crezi? Prețurile își vor reveni mai curând de un an de zile? Până data viitoare, te salut și spor la treabă! Thank you.